Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care nu o să vorbesc absolut deloc. Asta o să fie un ride-along, așa că nu o să vorbesc foarte mult, pentru că m-am gândit să vă iau la o plimbare cu mine, cu motobicicleta. Trebuie să ajung până în Pipera și de aici pornim. Haide.
Ah, lași pe asta să iasă. Ok, am înțeles, dar... Lasă-l mă să iasă, nu mai claxona. Calmează-te. Poate chiar vrea să parcheze omul aici. N-are cum să meargă mai în spate. Nu e că le iei locul în... Să nu care cumva să le iei locul. A dat asta de două ori cu bara în chestia asta. Cred că te apleci în mijlocul străzii. Nu vă mai aplecați niciodată în mijlocul străzii. Orice ați găsit pe jos, orice ar fi, vă riscați viața. Vai de mine, cum să te apleci pe jos, în mijlocul străzii? Ia o după asta. Mamaie, e roșu. N-are nicio stres, mamaie. Uite, ăștia te omoară. Mamaie și cu mamaie. Două mamaie care sunt pe altă planetă, frate. Nici o treabă să bagă peste tine, nimic! Nici măcar nu se uită, nu... Nimic, nimic! Băbuța trece pe trecere, nimic, nici o treabă! Aoleu, mamaie! Mamaie, tai-ți permisul, mamaie, că e lai degeaba! Te duci să faci... Îl iei pe cupon la Carrefour! Să ducă cu permisul să-l dea cupon la Carrefour, să facă murături din el. Verde. Te păștea, mă, nici măcar nu se uită, bă, băiatule, bă, direct în stradă. Nici o treabă. Mersi mult! Mulțumesc! Deci nu s-a făcut verde bine și deja au început să claxoneze băieții.
Poate am învățat de la vloggerul ăla celebru care claxonează la semafor că se face verde, că poate stă lumea pe telefon. Caterinca, frate, da. Îmi și imaginez la școala de șoferi, te întreabă, știi? Când se claxonează în oraș? Niciodată. De fapt, ba da, am învățat eu pe YouTube că se claxonează când se face verde. Da, tare de tot, da. Așa se face, să accelerezi și tu. Să accelerezi și tu odată cu mine. Că dacă te depășești o bicicletă, gata, ți-a căzut rangul. Deci linie continuă. Fiindre mașina, ai pe unde să te strecori. Pentru cei care o să-mi zică, de ce o iei pe aici, nu ai voie printre mașini, Marius? Vă rog, abțineți-vă. Dacă lași comentariu de genul ăsta, te rog, oprește-te acum. Nu mai lăsa acest comentariu, te rog. Sunt două benzi aici, învață ce și cum și după aceea vorbim, da? Nu-mi lăsa comentariu pentru că mi-l lași degeaba. Mai ales dacă tu încă spargi o Kinder și te bucuri la surprize. Mai ales dacă tu te bucuri la Minecraft sau chestii de gen. Nu lăsa comentariu, te rog, nu. Fă altceva. Pentru băieții ăștia nu s-a inventat semnalizarea, dar uite, măcar mă lasă. Mulțumesc mult! Și a răscumpărat greșeala. Va trebui să fac din nou, din gură. Ca să se dea lumea la o parte. Nu spun că nu funcționează, dar e dificil, trebuie să stai să accelerezi mereu. E, nu știu, mie nu-mi place asta. Dar înțeleg de ce se întâmplă. Mulțumesc mult, domnule taximetrist. Deci nu vreau să-mi imaginez cum e aici în fiecare zi cu mașina. Să mergi în fiecare zi la muncă, să stai 2-3 ore ca să ajungi într-un loc. Deci cred că este absolut oribil. Absolut oribil. Să-ți pierzi 2 ore, 3 ore din viață în fiecare zi ca să stai în traficul ăsta.
să ajungi la muncă. În loc să lucrezi 8 ore, 9 ore, lucrezi 12 ore în fiecare zi. Absolut oribil. Toate astea pentru a nu merge cu bicicleta, pentru că ninge 3 săptămâni pe an și plouă la fel. De ce? Mai ales că cercetătorii ăștia britanici au făcut și ei niște descoperiri despre haine. Mulțumesc tare mult! Haine din alea bune, pe care dai bani și dacă te acoperi cu ele, nu-ți mai e frig. O grămadă de chestii interesante. Mulțumesc mult! Mă rog, fiecare face ce vrea cu banii lui. E o țară liberă. Apropo de țară liberă. Referendum. Habar n-am care o să fie rezultatul. Sincer, nici nu mă mai agit. M-am agitat degeaba mulți ani de zile. Să explic ce și cum și mulțumesc mult. Nimeni n-a înțeles. Așa că faceți ce vă doriți voi. E treaba voastră. Prostia umană oricum n-ai cum să o combați. Iar Ion Creangă, nu a fost el vreun, nu știu, geniu literar, dar a zis o vorbă moldovenească, clasică, și anume: trei lucruri nu poți opri în viață: apa, vântul și gurile oamenilor. M-am întrerupt pentru că știam ce s-a întâmplat aici. Ca să repet, trei lucruri nu poți opri în viață: apa, vântul și gurile oamenilor și motobicicleta asta care poate să facă asta și să lase totul în urmă. Că semnul stop înseamnă să te oprești. Dar unii dintre oameni nu știe ce înseamnă acel semn. Gata, am ajuns la locul cu pricina. Vă mulțumesc mult că vă uitați la mine. Sunteți cei mai tari. Ne vedem în următorul episod. Sper că nu v-am plictisit cu drumul meu până la Vipera. Ne auzim, salutare, pa, pa!